Mulțumesc foarte mult, iar ingeniozitatea atunci când vine vorba despre acest capitol n-are limite. În pandemie, acest lucru, o să vedeți, a fost mai evident ca oricând. Pentru a încuraja oamenii să se vaccineze, de exemplu, guverne sau angajatori, deopotrivă, se întrec în bonuri sau bonusuri care mai de care mai neobișnuite. Cu detalii vine colega mea, Alina Angel. Te ascultăm, Alina. Bun găsit! În întreaga lume, autoritățile creionează strategii menite să ne aducă cu un pas mai aproape de mult dorita normalitate. Se oferă de toate pentru toți, de la bani, la zile libere și diferite bonusuri. Astfel, peste ocean, președintele Biden a cerut statelor și guvernelor locale să-i recompenseze pe cei care se vaccinează cu 100 de dolari. Și în Grecia, guvernul oferă stimulente financiare. 150 de euro primesc tineri între 18 și 25 de ani care se vaccinează. Bani se dau și în Serbia, dar mai puțin, doar 25 de euro. O altă recompensă pe care o primesc cei care se imunizează anticovid sunt zilele libere. La Praga, funcționarii publici care se vaccinează au două zile suplimentare de concediu plătit. Și în România, angajații care se vaccinează primesc o zi liberă. La Moscova, primarul Sobianin a venit cu o idee inedită pentru a încuraja campania de vaccinare. Cei care se imunizează se pot înscrie la o tombolă care aduce mai câștigători câte o mașină săptămânal. Iar în Sicilia, vaccinații primesc abonament gratuit la fitness sau piscină. Bere, popcorn, jocuri video, reduceri la restaurante, bilete la meciuri de baseball. Sunt doar câteva dintre premiile puse în joc de guvernatorii unor state americane. Iar în India, femeile care se imunizează primesc cadou, atenție, a grafe de aur. Toate aceste inițiative își propun să încurajeze pe indeciși să se vaccineze și să ne aducă cu un pas mai aproape de finalul pandemiei.